Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Nu pot eu rata, bună seara, în primul rând, nu pot rata nicio întâlnire cu voi din fiecare seară de joi. Nu știu, mi-a devenit așa un automatism să ne vedem joia, iar dacă nu-mi iese, și rar se întâmplă asta, nicio problemă că nu vă las așa pierduți, fără Câte în lună și în stele, și vă invit să revedeți o altă emisiune. De data asta ne întâlnim într-o seară de joi și pentru că cunosc pe cineva care scrie o carte despre autosabotare și pentru că m-a pus pe gânduri lucrul ăsta și pentru că de multe ori în viața mea am simțit că mă autosabotez, mi-a venit întrebarea, ok, oare e chiar autosabotare ce am simțit eu sau e altceva? Și ca să mă lămuresc eu despre ce e vorba și ca să vă lămuresc și pe voi, pentru că cu siguranță ați avut sentimentul ăsta, l-am invitat pe un bun prieten al emisiunii noastre să ne vorbească despre autosabotare. Așa cum vă spuneam, se pregătește și va scoate în curând, va tipări în curând o carte exact pe același subiect. Vreau să vi-l prezint și să-l salut cu mare drag pe Zoltan Vereș. Zoltan, bine ai revenit! Bine v-am găsit! Da. Mă bucur foarte mult că avem din nou o discuție. Deja la un moment dat devenise obișnuință să ne vedem din când în când. Acum a trecut ceva vreme. Da, nu am stabilit noi că ne vedem în fiecare lună o dată la emisiune, așa am stabilit, dar na, poate că programul tău nu se potrivește cu al meu și invers. Acum, micile ratări chiar nu mai contează, pentru că fiecare întâlnire a noastră aduce un plus de valoare și de informații pentru cei care ne urmăresc și până la urmă asta e și scopul. Îți mulțumesc tare că ți-ai făcut timp să ne revedem și mai ales să vorbim despre un subiect atât de fain. Eu zic fain pentru că creează mici confuzii pentru, ai văzut, spuneam și eu, pentru mine, nu știu sigur dacă eu mă autosabotez sau alte stări mă încearcă și eu zic că este autosabotare și atunci am zis că ar trebui să le lămurim, cu atât mai mult cu cât te-ai plecat foarte mult asupra subiectului și chiar scrii o carte despre asta. Chiar te-am întrebat înainte de înregistrare cum stai și mi-ai spus că mai ai un pic de lucru la ea, dar abia aștept să o am în mână, mie îmi place foarte mult să am cărțile în mână, nu să le văd, să le citesc pe internet și de-abia aștept să o am, dar va veni și acea vreme. Până una alta, hai să vorbim despre autosabotare. Nu mai știu cine spunea pe net, așa cum știi tu foarte bine, eu înainte mă mai citesc una alta pe acolo, să mă documentez cât de cât. Cineva, un psiholog, spunea că e un fenomen care ne încearcă pe toți în viața asta, nu ne ratează pe niciunul și este un fel de act de subminare a propriilor eforturi de a reuși. Indiferent că acest act de subminare este voit sau neintenționat, conștient sau inconștient. Tu cum definești autosabotarea? Primul titlu care mi-a apărut în minte legat de carte, nu știu dacă asta va rămâne titlu sau nu, dar prima variantă de titlu se numește așa: autosabotarea, lupta unei generații cu o problemă care nu există. Ups. Asta este subiectul. Dar de ce o generație? Adică lupta unei generații. Așa cum spui tu, cum ai formulat. Nu mă refer la o generație. Dar nu mă refer la vârstă când spun generație, ci mă refer la un episod al umanității. Adică mă refer la vremurile astea în care trăim, în care dezvoltarea personală și marea nevoie a unei industrii de a se vinde inventează tot felul de probleme și ne pune față în față cu niște conceptualizări ale unor realități simple, de altfel, și îi dă tot felul de titluri, le dă tot felul de titluri și de denumiri ca să sune cât mai sofisticat posibil, ca să avem nevoie să cumpărăm toate cursurile și toate ajutoarele pe care le găsim pe piață, ca să ne rezolvăm problema. Și în carte explic foarte, foarte clar și matematic de-a dreptul că acest lucru la care îi spunem autosabotare, nu spun că nu există fenomenul care se numește autosabotare, dar acest fenomen de fapt este exact același mecanism care ne ajută să ne menținem obiceiurile bune.
Doar că e ca și cum, ca să se vândă foarte bine dezvoltarea personală, trebuie să găsim probleme foarte sofisticate. Atunci nu ajunge să-i spui la ceva instinct de conservare și rigiditate, de exemplu, sau să-i spui pur și simplu o obișnuință, trebuie să-i spui autosabotare ca să sună foarte grav și să ai nevoie de niște unelte foarte sofisticate ca să o rezolvi. Și de aici pleacă toată problema, în primul rând, a unei generații, mă refer din nou, de o epocă a umanității, nu neapărat de vârstă, pleacă problema faptul că în loc să privim situații cu care ne confruntăm ca fiind rezultate ale unor programe firești sau ale unor mecanisme firești, le privim ca fiind probleme, le privim ca fiind ca și cum, gândește cum sună autosabotare, înseamnă ca și cum eu mă sabotez pe mine. Și atunci întrebarea este cine este primul eu și cine este al doilea eu? Schizofrenic sau ce Dumnezeu problemă am de eu pe mine mă sabotez? E ca și cum ar fi un Zoltan rău și un Zoltan bun și ăla rău nu vrea să facă ce vreau la bun, dar la bun știe ce trebuie să facă, la rău nu știe, la habar n-are, ăla doar încurcă. Mă, nu e ok abordarea asta. De aici se nasc foarte multe conflicte cu propria persoană, se naște foarte multă nemulțumire de sine, se nasc foarte multe de astea inutile cu propria persoană a celor care studiază aceste subiecte și le văd peste tot, că eu mă autosabotez. Domnule, toată lumea trece prin același mecanism. Gândește-te că atunci când îți vine lenea dimineață și n-ai chef să te ridici din pat și nu ai chef să mergi la lucru și pur și simplu n-ai chef să faci lucruri și totuși le faci, este exact același mecanism ca și atunci când tu îți propui conștient să faci nu știu ce chestii și nu le faci. E exact același mecanism interior. Da? Adică conștient îți vin anumite lucruri și tu zici, bă, n-am chef să mă duc la lucru, așa nu-mi vine, așa nu-mi trebuie, așa nu... Și până la urmă tot o faci, deși intenționat, dacă ar fi după tine, n-ai merge nicăieri. La fel se întâmplă și invers. Și asta nu înțelege lumea, că noi, de fapt, acest mecanism pe care îl numim autosabotare, de fapt ne face mult mai mult bine decât ne face rău, doar că nu am fost învățați să privim ca fiind un simplu mecanism pe care putem să-l folosim în interesul nostru sau să meargă pe pilot automat și atunci merge pe pilot automat. Dar, până la urmă, orice schimbare de obicei, orice schimbare pe care o facem în viața noastră, trece prin acest mecanism al autosabotării care vine din instinctul de conservare. Orice schimbare vrem să facem, trece prin... Asta spun că nu există autosabotare. Ei, nu există. Eu am senzația că mă autosabotez atunci când cumva îmi cultiv niște obiceiuri care știu bine că nu îmi fac bine, adică chiar nu sunt confortabilă cu ele, dar insist să mă duc mai departe cu obiceiurile astea pentru că îmi dă așa o stare de bine. Nu fac bine, dar îmi dă o stare de bine. Asta nu înseamnă că mă autosabotez, eu așa am avut senzația. Am o întrebare filozofică, Codruța. Ce înseamnă binele și răul? Da? Adică, dacă stăm să ne gândim, noi avem o foarte mare șmecherie și mi se pare chiar o aroganță a speciei umane, să avem noi senzația că știm ce este binele nostru și ce ar trebui să fie. Îți dau un exemplu. Dacă n-ar exista autosabotarea, foarte mulți oameni ar ajunge la burnout mai repede decât ajung. Pentru că dacă n-ar exista o anumită frână în diferite situații, n-ar exista un anumit decalaj între o intenție conștientă și schimbarea care urmează, foarte mulți și-ar fi omorât vecinii deja de mult. Da? Adică noi nu ne dăm seama că de fapt aceste mecanisme reprezintă și o anumită protecție a noastră împotriva propriilor intenții. Adică acum, de exemplu, și-a pornit ceva vecin, ceva muzică tare, dacă eu aș, când mi-a pare intenția conștientă, bă, de mă duc sus și îl tai pe ăla și creierul meu n-ar opune rezistența cu valori instalate, cu anumite obișnuințe, cu anumite reflexe, atunci m-aș duce, mi-aș tăia vecinii și aș veni înapoi și aș zice, oh my God, oare era bine sau nu? Dar acest elastic care ne ajută să le bune, ne ajută să nu ne depărtăm foarte mult de valorile noastre dintr-o dată, de fapt ne ajută să facem transformările într-un mod deliberat, să zic așa, organizate, că e ca și cum, știi, noi nu ne dăm seama că asta e
În capitolul 2 din carte predau despre cadranul autosabotării. Noi nu ne dăm seama că orice schimbare vrem să facem în viață, așa zise obiceiuri bune, da? Vin cu o grămadă de alte schimbări ca și consecințe. Lumea nu-și dă seama că dacă întrebi oricine, ok, ce s-ar schimba în viața ta? Care ar fi schimbările în viața ta dacă ți s-ar dubla veniturile de pe o zi pe alta? Ti s-ar dubla pur și simplu de pe o zi pe alta. Și omul zice, păi ar fi de bine, normal că ar fi de bine. Unii ar muri drogați, alții ar muri în alcoolism, alții ar merge direct la târfe dacă și-ar permite. Și catastrofă ce s-ar întâmpla dacă nu dintr-o dată ni s-ar schimba viața. Noi nu ne dăm seama cât de multe lucruri se întâmplă cu o schimbare banală. Noi spunem, păi, dar ar fi bine să câștig mai mulți bani pentru că, uite-te, aș putea să investesc în educația mea. Și imediat următoarea întrebare a mea este, ok, dar acum nu poți să investești în educația ta? Păi nu, stai puțin, că nu pot, că dacă așa, că m-aș duce, că aș face, că aș drege, dar de fapt noi avem senzația că schimbările pe care le facem chiar sunt de bine, dar foarte multe lucruri legate de cele schimbări despre care noi zicem că e de bine, nu sunt de bine deloc sau sunt nu le realizăm. Și acest fenomen care se numește autosabotare ne dă de fapt timp ca să putem să reglăm niște lucruri, să ne dăm seama că, bă, stai puțin, există și alte mecanisme undeva în mine, există frâne de care nu sunt conștient. Nu, noi avem senzația că dacă eu vreau, ar trebui să se întâmple, că așa vreau eu. Și suntem de-a dreptul aroganți, pentru că presupunem, îți dau un exemplu banal de ce înseamnă aroganța umană. Părinți care au senzația că ei știu ce fel de educație o să fie bine pentru copiii lor. Cum, Dumnezeu, poți presupune că tu știi ce se va întâmpla în următorii 10-15 ani pe piața muncii, acum tu să ai senzația că tu știi ce e bine pentru copilul tău? De unde, Dumnezeu, știi? Poate intuiești niște lucruri, presupui, dar hai să nu ne comportăm ca și cum pe bune știm, pentru că chiar nu știm ce se va întâmpla. La fel, nu știm de foarte multe ori ce se va întâmpla în viața noastră dacă noi facem acea schimbare pe care o considerăm bună. Dar nu știm, presupunem. Dar dacă suntem foarte atenți, și eu am făcut exercițiul acesta cu cadranul autosabotării cu foarte mulți oameni de afaceri, oameni care vreau să facă diverse schimbări. Și în momentul în care faci cadranul, începi să scrii toate tipurile de schimbări care apar, începi să-ți dai seama, Dumnezeule, stai puțin, că dacă eu aș face schimbarea aia, de fapt, ar trebui să înfrunt niște frici, ar trebui să înfrunt niște situații, ar trebui să mă las de alte lucruri. Gândește, Codruța, dacă tu ai vrea să mănânci sănătos, cât de neplăcut ar fi în foarte multe situații să începi să mănânci doar sănătos. E? No, sau dacă mulți care zic, bă, dar cât de greu e să mă duc la sală, că nu e așa de greu. Omule, tragi de tine 12-14 ore pe zi. Tu nu înțelegi că corpul ăla efectiv are nevoie de protecție împotriva ta, pentru că altfel te-ai epuiza. Dacă, pentru foarte mulți, dacă n-ar exista aceste frâne, literalmente s-ar crede niște mașini. Și am ajunge în niște situații pe care nu ni le dorim de fapt. Nu spun, atenție, nu spun că de fiecare dată când creierul nostru ne oprește din ceva, întotdeauna ne ferește de ceva groaznic. Nu, asta este ideea. Ideea este să înțelegem că orice schimbare pe care vrem să o facem nu este simplă, vine cu o grămadă de alte schimbări. Schimbarea de nivel de trai vine cu o grămadă de schimbări conexe. Schimbare de prieteni, schimbare de context, trebuie să mergi în magazine pe care până acum le-ai văzut ca fiind fițe, nu vrei să fii fițos. Sunt foarte, foarte multe asemenea elemente de care nu ne dăm seama decât dacă nu mai primim această autosabotare ca pe un dușman, ci înțelegem că fenomenul este o chestie mecanică aproape din creierul nostru, da? Că este o formă de protecție care ține de instinctul de conservare și dacă înțelegem toată gama de implicații, atunci începem să ne împrietenim cu acest proces, înțelegem ce structuri profunde avem și cum putem lucra cu ele. Foarte, foarte, foarte interesant. Ai vorbit despre schimbare, ai vorbit despre frică și ai vorbit despre burnout. Eu am urmărit un webinar din cadrul BTI în care exact despre asta vorbeai și acolo ziceai de referitor la burnout că ceva de genul, stai să-mi amintesc cum spuneai tu acolo, că prin autosabotare, și acum o să te rog să explici, scade motivația și energia. Iar scăderea asta a energiei și a motivației poate duce la burnout. Când ne confruntăm cu schimbări majore, de care ai amintit mai înainte, ai dat un exemplu, da? Apare și teama că nu facem față schimbărilor respective. Și atunci apare sentimentul
că nu ne vom ridica la nivelul ăla. Nu vom face Da. față unei situații de genul ăla. Ne vom face de râs. Ne arată toată lumea cu degetul. Nu suntem acolo unde ar trebui prin schimbarea pe care o facem. Și atunci, cred că preferăm mai bine să stăm noi acolo unde suntem decât să mergem la schimbarea aia, pentru că ne e teamă de cum ne privim noi în fața unei schimbări și cum ne privesc ceilalți raportat la schimbarea asta. Cum e? Da, acum, Codruța, tu descrii un fenomen care este foarte bine explicat la nivel conștient. Doar că fenomenele care ne opresc, că de-aia o vedem ca fiind autosabotare, e ca și cum o parte din mine mă încurcă, tocmai pentru că sunt extrem, deci enorm de multe nuanțe de genul acesta care sunt la nivel subconștient și pe care dacă nu le scoți la suprafață, nu le înțelegi, ai senzația că ai înțeles niște lucruri. Și de asta, de exemplu, cei care citesc psihologie și dezvoltare personală nu reușesc să facă schimbări cu toate cărțile. Chiar recent am pornit un grup de mentoring în care cineva a scris, am zis, bă, nu mai citiți toate cărțile, că mai mult rău vă faceți. Și a zis, într-adevăr, sunt tobă de carte și în viața mea nu se schimbă nimic de ani de zile. Și în momentul în care ne apucăm de conceptualizare, cum ai descris tu foarte fain fenomenul, băi, îmi este groază că dacă ajung acolo, nu o să mă ridic la nivelul așteptărilor și atunci mai bine stau aici, asta este o nuanță conștientizată. Dar pe lângă asta mai sunt o grămadă de altele și dacă nu faci acest gen de exercițiu de analiză, autoanaliză, cum e de exemplu cadranatul sabotorii, este doar unealtă, dacă nu faci asta, nu ai cum să scoți la suprafață toate elementele. Adică oamenii când citesc o carte și au senzația că au înțeles ceva, își fac cel mai mare rău posibil. Dacă pui în practică și aplici metodele din cartea respectivă, atunci o să înțelegi cu adevărat cine ești tu în raport cu această cunoaștere. Dar în rest, sunt foarte mulți care rămân la nivel de concepte și asta este o formă de autosabotare, să zic așa. Și îți explic un fenomen foarte finuț și elegant. Sunt foarte mulți pe care dacă îi întreb dacă vor să facă o schimbare în viața lor, zic că da, vreau. Și îi întreb, și de ce nu faci nimic? Și ce o să răspundă, ba da, dar mă duc la cursuri, citesc atâtea cărți, studiez, încerc să înțeleg. Dar concret nu faci nimic de fapt, pentru că astăzi am avut o discuție cu o clientă foarte dragă care mi-a spus, da, Zoltan, dar uite-te, dar și eu cum mă asigur că nu o să sufăr? Și zic, păi nu ai cum, o să suferi. Asta e primul lucru pe care trebuie să ți-l asumi, că o să suferi și că degeaba ai și tot înțelegi suferința și eu tot îți dau explicații că dacă nu faci concret ceva cu acea suferință, nu o să dispară prin faptul că ai înțeles. Și aici este problema. Și asta este în sine o formă de autosabotare, faptul că oamenii se conving că să citești sau să studiezi ceva înseamnă să faci ceva. Nu valorează nimic cunoașterea respectivă, cunoașterea, informațiile, cunoaștere devine în momentul în care e pus în practică. Nu valorează nimic informațiile respective, doar susțin această stare de victimă în care tu spui, da, dar eu fac, că te-am studiat, ce te-am fost, dar nu-mi curs, deci tot nu se schimbă nimic în viața mea, pentru că de fapt n-ai făcut nimica. Dar te liniștești, mintea ta este liniștită că da, dar eu fac lucruri pentru asta, nu faci. Pentru că să faci lucruri înseamnă să faci schimbări pe bune, da? Înseamnă acțiuni concrete pe care le faci în raport cu acea suferință pe care o ai, nu în raport cu niște informații care teoretic ar putea să te ajute în legătură cu suferința respectivă. Și asta este o formă de autosabotare, adică vine din instinctul de conservare, sunt obișnuit să sufăr și atunci eu mă pornesc către drumul ăla de rezolva suferința, mă conving că eu fac ceva, dar niciodată n-ajung pe drum de fapt. Și tot mă duc și zic, da, dar eu lucrez la asta, înțelegi? Ce ai lucrat concret? Păi am citit, nu, ce ai lucrat concret la problema pe care o ai? Păi am fost la cursul, nu, ce ai lucrat concret la problema pe care o ai? Știi? Aici încep problemele. Și de aici foarte mulți oameni ajung în zona asta de demotivare, care culmea, demotivarea este tot o șmecherie a instinctului de conservare care spune, n-are rost să faci. Are rost, oricum nu o să se schimbe nimic, oricum nu o să obții rezultatul. Și culmea este că, de exemplu, foarte mulți, prin faptul că studiază foarte multe lucruri, de fapt își alimentează demotivarea. Pentru că noi nu ne dăm seama, dar creierul nostru funcționează pe un mecanism foarte simplu. Am un factor de stres, da? De exemplu, nu știu, stai să mă gândesc, chestia asta o să cadă de aici, am o bilă aici din asta de masaj care stau aici și mă gândesc, oh my God, dacă asta cade, vine pisica, începe să, mă rog, ceva stres, drobul de sare, da?
Drobul de sare. În momentul în care avem un drop de sare care ne stresează, irelevant dacă stă să cadă sau nu, și nu facem nimic, da? Creierul nostru, pentru că în mintea noastră este amenințare, noi avem senzația că gândim ceva. Dar de fapt gândind nu faci nimic să previi acel ceva. Mai ales dacă doar te învârți în buclă. Și atunci la un moment dat ajunge creierul să zice, bă, asta e un factor de stres care nu o să dispară niciodată. Nu pot să duc nivelul ăsta de anxietate, adică literalmente fiziologic nu putem duce la un moment dat. Și următoarea etapă este depresia. Următoarea etapă este când trebuie să reducem, adică trebuie să ignorăm niște lucruri, pentru că dacă tot mă uit în jurul meu și sunt foarte conștient de realitatea mea și sunt conectat cu mine, nu pot să duc tensiunea respectivă, hai să mergem să ștergem niște informații, ca și cum n-ar exista, n-are sens, n-are, și apare disocierea asta în care după aceea nu mai ne vine să facem nimic. Deci e toată șmecheria, că foarte mulți oameni ajung să fie demotivați pentru că își dau seama că niște ani de zile, de fapt, problemele lor nu se rezolvă. Bănuiesc că unii au auzit de criza vârstei mijlocii. Criza vârstei mijlocii apare în momentul în care ai bifat tot ce trebuia să bifezi sau orice ai făcut n-ai putut să bifezi ce trebuia să bifezi și atunci o ia razna, efectiv. Creierul ce, bă, trebuie să rup lanțurile astea ca să ies din treaba asta. Și ieșirea respectivă înseamnă că trebuie să mă mut în context, trebuie să fac total altceva, pentru că interesant fenomenul. Da, știi ce mă gândeam acum apropo de criza vârstei mijlocie? Ai bifat, ai fost într-o permanentă acțiune până atunci, ți-ai propus niște lucruri, le-ai bifat pe toate și la un moment dat ai senzația că nu mai ai ce să mai bifezi. Adică, și cred că atunci intervine și lipsa de motivație, cum zici tu. Deci, bă, ce mai fac de acum înainte? Stai puțin, că la vârstă mijlocie, deci nu spre final. Mai am, și ce să mai fac? Ce mai fac? Nu, ce? Nu aia e problema, Codruță. Ar fi bine, Codruță, ar fi bine să fie aia problema. Nu aia e problema. Nu? Problema este că noi de ce pornim să bifăm liste și cei care sunt performer și cei care ajung să realizeze lucruri multe și mari, aia nu sunt cei care pornesc de la mulțumire de sine, din contră. Pornesc dintr-un complex de inferioritate, pornesc de la nemulțumire de sine și oricât de multe lucruri bifează, ajung tot cu complexe de inferioritate și cu nemulțumire de sine. Și acolo clachează. Pentru că teoretic, el a făcut tot ca să-și rezolve acea problemă. Atenție, nu vorbim de un proces conștient. Eu știu că foarte mulți au senzația că se cunosc, dar nu vorbim de un proces conștient. Adică majoritatea performerilor pe care le cunosc au problema asta de sunt veșnic nemulțumit, sunt critic, sunt perfecționist, nu pot să mă bucur de rezultate și de fapt de ce am plecat este pentru că aveam aceste dureri și voiam să scăpăm de ele. Da? Și pe măsură ce tot muncim, noi ajungem cumva să le ignorăm sau pe moment ne convingem că până la urmă o să scăpăm de aceste probleme și aceste dureri. Culmea, ajungem într-un punct în care am bifat tot ce ar fi trebuit să ne rezolve această problemă și nu n-a rezolvat-o. De exemplu, nevoia de acceptare. Nevoia de apartenență. Sunt niște, de exemplu, dacă am fost un copil care am fost constant criticat de părinți, o să ajung ori depresiv, ori performer, pentru că astea sunt cele două variante în care creierul meu poate să gestioneze situația la extremă. Și am devenit performer și culmea este că părinții în continuare o să mă certe de ce muncesc atâta, de ce nu am grijă de copii, de ce nu am nu știu ce, de ce. Și la un moment dat creierul meu clachează și zice, bă, în pana mea, eu trebuia să fi rezolvat, pentru că am jobul, am făcut bani, am luat casă la mei, i-am făcut nu știu cum, toate le-am bifat și pana mea, eu n-am scăpat de durere, dar nu e un proces conștient. Adică dacă oamenii nu-și dau seama că de fapt ei nu urmăresc performanță, ci urmăresc să scape de o problemă și nu realizează pe drum că problema aia nu se rezolvă făcând lucruri ca să scap de ea, ci se rezolvă lucrând cu acea problemă, este tot o formă de autosabotare. Pentru că tot încerc să-mi demonstrez că, ba da, problema asta ar trebui să fiu mulțumit de mine, ar trebui să mă simt acceptat, ar trebui să mă simt respectat, ar trebui să mă simt iubit. Și culmea este că după ce am bifat tot pentru care teoretic ar trebui să fiu așa, nu sunt așa. Și este foarte mare durerea și de acolo vine criza mijlocie. Sunt foarte puțini care se apucă să facă nebunit, în care au bifat pe bune anumite elemente din misiunea lor. Aia aduce stare de mulțumire, stare de cunoștință, aduce un următor nivel de căutare, dar nu răzvrătiri, nu turbări de alea cum fac unii oameni.
Mă gândeam acum că procesul ăsta, sau, mă rog, fenomenul ăsta al autosabotării vine și din dialogul nostru interior. Deci ceea ce ne spunem noi, raportat la ce simțim că am făcut, cum ne percepe lumea din exterior și așa mai departe. Există un mindset special pentru ca să, cumva, să ne schimbăm percepția asupra autosabotării, pentru că o să rămână în mintea multora ideea de autosabotare, tocmai pentru că se biciuiesc ei pe ei, se critică, se biciuiesc și așa mai departe când nu le iese ceva. Nu iese acum, nu mi-a ieșit acum. Na, nu sunt mai bun de nimic. Până acum mi-a ieșit perfect, totul a fost perfect, totul a fost ață, așa, la linie. Uite, luna asta nu mi-a ieșit ce mi-am propus. N-ar trebui să fie un moment de, băi, dar cât sunt de praf, cât sunt de praștie, ai, ție, capul meu nu sunt mai bun de nimic. N-ar trebui să gândim așa. Dar asta e vorba de percepția noastră față de noi și de dialogul interior pe care îl purtăm în momentul în care nu ne iese ceva. Care e mindset-ul care ne scoate de acolo? În primul rând, foarte important de înțeles că gândurile care ne vin sunt doar un ecou, un ecou al unor mecanisme mult mai profunde. Și aici e problema. Majoritatea oamenilor nu-și dau seama că, de fapt, mecanismele lor nu sunt la nivel mental. Mentalul este doar un ecou și o unealtă prin care poți să modelezi, să zic așa, lumea interioară. Pentru că atunci când vorbim de dialogul interior, dacă cineva, de exemplu, luni de zile a avut sentimentul de succes și nu îi iese ceva, crede-mă, ăla nu o să aibă sentimentul de ratat. Îi ies foarte multe lucruri și nu iese unul și asta face în fiecare zi și se simte de cacao, ăla are mecanismul care o să-l este în primul rând de focus pe ce este bine și pe ce este, nu pe ce nu este bine și ce nu este. Adică oamenii ce fac, în primul rând, trăim într-o lume a comparațiilor absurde. Ce înseamnă asta? Mă uit pe social media la cineva care este într-o vacanță și eu constat că eu nu sunt. Da? E o comparație absurdă. De ce? Pentru că mă uit la ce are ăla bun și ce am eu mai puțin bun. Nu-i corect. Da? Comparațiile le folosim foarte greșit, dar tot din mecanismul interior pe care l-am antrenat de nemulțumire de sine. Pentru că dacă m-aș uita și m-aș uita, bă, ăla e în vacanță, eu acum lucrez, dar și eu am vacanțe 3 programate pe anul ăsta, da? Asta ar fi un mindset al unui om relaxat. Și că, sau când mă uit la ăla și zic, bă, ăla e în vacanță, eu sunt la lucru, dar și ăla se întoarce tot la lucru. Da? Asta ar fi un mecanism corect de comparație. Da? Dar ce facem noi este ne uităm constant în jurul nostru și comparăm defectele noastre cu calitățile altora. Sau Corect. dacă vrem să avem complexe de inferioritate, comparăm calitățile noastre cu defectele altora. Mă uit la cineva și zic, na, uite-te la ăla, ăla nu are 52 de cărți pe an. Ha, ha, ha. Da, dar ăla are 2 milioane de euro. Poți să citești cât vrei tu, că nu o să ai banii aia. Evaluări atunci și comparațiile ar trebui să le facem calitățile mele cu calitățile celuilalt și defectele mele cu defectele celuilalt. Și atunci e corect. Adică cu toți avem calități, cu toți avem defecte. Dar ca să menținem această stare nasoală, și apropo, asta este o stare pe care majoritatea oamenilor și-o instalează în copilărie, după care ca adult o mențin. Adică nu mai este vorba de ce ți-o făcut măta, scuze de franceză, da? E vorba de ce-ți faci tu în continuare. Este vorba de faptul că dacă tu ești conștient de mecanismele tale și începi să-ți dai seama, stai puțin. Că eu în continuare mă critic, deci am o listă de sarcini, nu știu, am 20 de task-uri pe listă, am bifat 18 și eu mă critic că de ce n-am pus încă 6 sau de ce n-am terminat alte două. Asta nu este o chestie care ține doar de gândurile care vin, ci ține de o atitudine, stare pe care o avem, o obișnuință pe care eu o am față de mine, față de task-urile mele, față de realizările mele, care după aceea vin sub formă de gânduri într-un fel. Ei, dacă eu îmi schimb focusul și zic ok, numai puțin, din 20, 18 am făcut. Ba, un pic de respect în pana mea. Adică, previnoți, atunci deja se schimbă atitudinea, deja se schimbă modul în care orientez atenția și de aici se schimbă, de fapt, se reprogramează aceste pattern-uri. Dar faptul că ai citit o carte în care spune că trebuie să schimbi mindset-ul și tu zici, a, trebuie să-mi schimb mindset-ul, nu, no, foarte clar, bun, deci de mâine o să-mi schimb mindset-ul, n-ai făcut nimic. Pentru că să schimbi mindset-ul înseamnă să-ți pui un bilețel aici în fața ta care zice, uite-te la realizări, vacă.
Ca să-ți aduci aminte că ai tendința asta să te uiți, să te uiți la și să zici, ok, dar două n-am făcut și scrie acolo, uite-te la rezerve, ok, 18 am făcut, dar două n-am făcut, uite-te la rezerve. Și este un mecanism pe care va trebui să rescrii, nu să iei o decizie. Da? Am avut o discuție foarte aprinsă cu un prieten de-a meu când i-am spus de titlul cărții. Că am zis autosabotarea, lupta unei generații cu o problemă care nu există și eram patru prieteni la masă, doi dintre ei au zis, bă, foarte tare, mi se pare interesant, e titlul așa incitant și unul a zis, nu, dar trebuie să fie un titlu din care deja reiese soluția și să aibă omul senzația că dacă citește cartea chiar se rezolvă problema respectivă. Și a zis, bă, omule, asta e o minciună. Asta este o minciună care se vinde oamenilor prin dezvoltarea personală. Nu, evoluția personală nu este simplă, nu este ușoară și nu se întâmplă repede. Da? Și ce da, dar atunci nu o să-ți cumpere nimeni cartea. Păi aici e problema, că ăștia ca tine vând cărțile și le vând într-o variantă în care din titlu deja iese soluția, din titlu omul zice, a, ok, deci eu dacă citesc cartea se rezolvă problema. După care ghicit, trebuie să cumpere următoarea carte, următoarea carte, următorul curs, pentru că toate vând această fantezie că problema se rezolvă ușor. Nu, nu se rezolvă ușor problema. Problema se rezolvă prin repetiție, prin antrenament, prin faptul că îți scapă, inclusiv, de exemplu, toleranța la durere a scăzut foarte mult în secolul în care trăim, pentru că toată lumea vrea soluții foarte rapide. Da? Nu suntem toleranți la durere. Și atunci când vine vorba de depășirea proces de autosabotare, ne este mult mai ușor să citim o carte și să avem senzația că am rezolvat o problemă, decât să ne confruntăm cu neputința că de 2 luni deja tot lucrez la chestia asta și încă mai îmi revin obiceiurile. Este mult mai ușor să mergi și să faci o liposucție decât să te lași de dulciuri. Da? Este mult mai ușor să-ți mutilezi corpul în cel mai propriu sens posibil, ca să scoți niște chestii de pe acolo, ca să te tai și să-ți taie pielea și să nu știu ce, ca să-ți modelezi tu corpul, decât să te lași de fucking dulciuri. Da? Adică am ajuns în faza asta în care nu suportăm durerea de a nu mânca niște lucruri. Da? Și suportăm mai degrabă, plătim o grămadă de bani și suportăm niște intervenții chirurgicale în care ne bagă în stomac nu știu ce chestii, pentru că nu sunt în stare să controlez emoțional ca să nu mănânc atâta. Și aici, de fapt, nu este niciun dușman în tine, doar că dacă îl privești ca fiind un dușman, după aceea, da, o să ai o luptă crâncenă și nu prea ai șanse să câștigi, că lupți cu 98% din creierul tău. Ce mi-a plăcut acum, din tot ce ai spus până în momentul ăsta, este că ai făcut o diferență foarte importantă între dezvoltarea personală și evoluția personală. Și asta cred că e remarcant și chiar ar trebui să atragă atenția celor care ne urmăresc, pentru că se face o confuzie. Tu spui că n-ai nicio legătură dezvoltarea personală cu evoluția personală și ai venit cu niște argumente, fără să ți le cer, dar care stau foarte bine în picioare și sunt foarte solide, ca să zic așa. Păi, dezvoltarea personală, din punctul meu de vedere, este o industrie, evoluția personală este un proces. Asta e diferența, în primul rând. Adică dezvoltarea personală înseamnă tot procesul acesta de a studia, de a merge, de a cursuri, de coach, de nu știu ce, dar întrebarea este, dar tu concret faci ceva? Păi nu înseamnă că fac ceva faptul că studiez. Nu. Faci ceva, sunt acțiuni foarte concrete care se produc în mintea ta, în raport cu propria ta minte și în viața ta, în corpul tău, în raport cu propria ta viață. Adică vorbim de lucruri concrete, gen îmi pun un bilețel pe ecran, îmi repet mental că îmi fac niște schimbări. Alea sunt acțiuni concrete. Faptul că iau niște informații și le introduc în capul meu, aia nu este o schimbare. Este un proces de asimilare de informații, dar nu este o schimbare și nu generează schimbare. Da? Ci schimbarea vine în urma faptului că ai luat acele informații și faci ceva cu ele în capul tău, nu la curs, ci după aceea. Pentru că foarte mulți au senzația asta că folosesc metafora asta că șabloanele noastre emoționale sunt ca niște șurubele, niște cuie care sunt bătute într-un lemn și între ele ai o bară de oțel. Da? O bară de oțel care se tot întoarce frumos pe măsură ce bați cuișoarele alea frumos, câte o cui, câte o chestie. Ei, dar direcția e destul de bine definită și nu poți să o doi, tu gata, am citit o carte, schimbarea asta se va petrece. Nu, trebuie să scoți niște cuiuțe de pe acolo, niște șabloane emoționale, niște comportamente, niște obiceiuri, ca să poți să schimbi direcția. Da? Și ce se întâmplă este că foarte mulți oameni merg într-un alt context. E ca și cum ai luat creierul tău, ai scoate toate șurubelele
le-ai pune într-un alt context unde șurubelele nu e decizie, faci chestia, faci chestia aia și direcția se schimbă. Și tu în contextul ăla pe bune, creierul tău îți permite să-ți imaginezi toată treaba respectivă. Dar în secunda în care vii înapoi în contextul tău obișnuit, te trezești înapoi cu exact aceleași setări. Exact aceleași setări. Și atunci, bă, dar nu înțeleg, trebuie să mă mai duc la un curs, pentru că dacă mă duc la un concurs o să am din nou starea aia și sentimentul că e posibil. Păi da, mă, dar nu e posibil dacă nu schimbi ceva în viața ta. Și evoluția personală pentru mine înseamnă să tot muți șurubelele, să tot schimbi, să le muți, să schimbi direcția, să vezi pe unde duce, mai schimbi una, adică e un proces de ajustare continuă, nu este un proces de studiu, să zic așa. Adică toată viața noastră trebuie să facem câte o ajustare la fiecare lucru pe care îl simțim, Doar la dacă vrem, fiecare. Codruță. Doar dacă vrem. Aici e diferența. Știi că unii au senzația că ajunge să meargă la cursul să dea o grămadă de bani. O grămadă de bani. Doar ca să aibă starea aia, sentimentul ăla cumva de liniște că am făcut ceva pentru mine, am făcut ceva pentru evoluția mea. Nu, n-ai făcut nimic. Curs nu face diferența. Nu contează că vorbim de hipnoză, vorbim de retrageri, vorbim de orice tehnică sau metodă la care te duci și o aplici o dată sau 2, 3 zile sau 5 zile sau o săptămână, nu o să facă diferența. O să facă diferența pe moment. Îți creează un precedent, îți creează un exemplu, dar nu îți rescrie șabloanele subconștiente. Oricât te-ai mânci și oricâți bani ai da. Bun. Deci am înțeles cam ce trebuie făcut ca să ne schimbăm felul de a gândi. Trebuie lucrat la evoluția noastră personală și așa cum ai spus tu. Bun. Care este rolul valorilor personale în acest mecanism de schimbare a ce gândim noi, a ce simțim? Că sunt, fiecare dintre noi are niște valori personale. Unele sunt conștiente, altele sunt subconștiente. Sunt personale, valori conștiente, valori subconștiente. Care e faza cu ele? Ce rol au în tot procesul ăsta? Valorile respective sunt șurubelele de care ziceam și care direcționează bara de oțel. Alea sunt valorile practic. Dar. Urmează un dar cu D mare, A mare și R mare și nu vorbesc de cadou, vorbesc de... Hai să oprim un pic tot procesul. Majoritatea oamenilor când spun valori, ei spun ce declară că ar vrea să fie important pentru ei. Da? Astea sunt valorile conștiente. De exemplu, eu spun că am o multe cu niște persoane care îmi spun familia este importantă pentru mine. Da? Și zic, ok, dar atunci de ce se plânge nevastă ta că atunci când ajunge acasă deja doarme? De ce? Pentru familie. Și da, muncesc pentru ei. Atunci e foarte important să facem niște distinții. Siguranța financiară și oamenii noi când spunem valori, când spunem convingeri, când spunem orice concept de genul acesta care în dezvoltare personală s-a abstractizat foarte mult, de fapt avem niște filme subconștiente care sunt asociate cu un stimul exterior. De exemplu, îmi imaginez familia. Și ce îmi doresc este ca să fie în bunăstare și în belșug și bucurie și copilul să fie cu jucării și nevasta să fie în vacanțe și o să fiu liniștit și zic, bă, mi-am făcut misiunea. Ok, noi spunem mental, familia este importantă pentru mine, că apare imaginea familiei. Dar în care apare imaginea familiei contează foarte mult. Pentru că noi nu ne dăm seama, legat de convingeri, lumea spune convingeri și spune o frază, știi? Dar nu fraza, nu are nicio legătură. Îți dau cel mai evident exemplu. Banii sunt ochiul, whatever, da? Sau banii se fac greu, da? Când spui banii se fac greu, filmul în capul fiecăruia este foarte diferit. Adică nu e ca și cum îți imaginezi o ștanță unde se fac banii și cât de grea este ștanța și cum fabrici banii greu. Nu asta ne imaginăm. Dar avem fiecare un istoric și niște filme care se pun cap la cap și care, din care o concluzie este o frază
care banii se fac greu. Dar, de fapt, în capul nostru filmul este cum muncea tata, ce se întâmpla cu banii, certurile care erau despre bani, ce repeta mama, ce repeta tata, ce am făcut eu în viața mea. Mă uit la ăia care au bani și mă uit, da, dar ăia fură, care au mulți bani, ori fură, ori nu știu ce, ori nu știu ce. Deci banii cinstiți se fac greu. E un complex imens de filme, nu este o frază. Și oamenii au senzația că dacă schimbă fraza, o să rescrie filmele. Și chestia asta este una dintre cele mai mari amăgiri pe care le fac oamenii care au senzația că autosugestiile funcționează, pentru că tu practic va trebui să-ți rescrii filmele care sunt legate de bani, nu frazele din capul tău. Frazele te ajută să conștientizezi filmele, te ajută să faci filme noi în direcția frazei noi, să zic așa, dar nu are nicio legătură fraza pe care o spunem ca fiind convingere cu ce se petrece de fapt, subconștient, nicio legătură. E foarte departe, nu că există nicio legătură, da? Legătura există, dar este foarte departe. Și oamenii care au senzația că convingerile se rescriu repetând niște fraze, au citit prea multă dezvoltare personală și au pus botul la prea mulți care cer bani pentru niște lucruri pe care chiar nu le cunosc. Cum te-ai aplecat tu asupra subiectului ăsta ca să scrii cartea? S-a întâmplat ceva în viața ta legat de autosabotare care te-a pus pe gânduri? Ai făcut tu, ai avut un mecanism de a te elibera de chestia asta și ai zis, băi, hai să le arăt și celorlalți ce se întâmplă din punct de vedere emoțional? Da, uite, anul trecut am avut 399 de ședințe 1 la 1. Da? Deci 399 de ședințe 1 la 1 și asta era un an, să zic așa, mediu. Deci au fost ani în trecut în care am avut mai multe ședințe decât și vorbim de lucru cu oamenii de prin 2010, da? Vorbim. Deci dacă aduni așa, sunt niște ore și niște un număr de ședințe și un număr de oameni cu care am lucrat 1 la 1. Tot anul trecut am avut undeva 300 și ceva de ore de predat la grupuri de oameni, da? Scenă, traininguri și foarte mulți oameni cu care am lucrat vin cu pasiunea pentru dezvoltarea personală. Da? Și la un moment dat am avut întrebarea asta de la cineva care e trainer la rândul lui: de ce, Zoltan, lucrez cu manageri ăia și asumă și nu fac, domnule? Ea zic că vor, dar nu fac. Și am desenat pe un șervețel iceberg-ul rezultatelor, pe care o să apară și în carte și care e împărțit pe capitole, practic, care înseamnă rezultate, acțiuni, obiceiuri, comportamente, gânduri, emoții, respectiv asocieri subconștiente. Am desenat tot iceberg-ul respectiv, i-am desenat linia, uite-te aici, oscilează între conștient, subconștient și am explicat de ce tu spui că vrei ceva, dar după aceea strici toată treaba de la nivel subconștient și am explicat de sus în jos fenomenele, cadranul autosabotorii și stătea omul și zice, oh my God, deci chestia asta a fost revelatoare, trebuie să scriu o carte. De aici, aici a fost impulsul, dar de foarte mulți ani de zile sunt hai să spunem, într-un fel de luptă cu această industrie a dezvoltării personale. Am plecat de la faza în care eram în luptă, luptă în sensul de îmi venea să îi bat pe aia care vând educație în România, mă rog, și în străinătate, dar în România este o piață mai șmecheră decât în altă parte a lumii. După care am ajuns la faza în care, faza pașnică, în care nu Zoltan și ei fac o treabă bună, compasiune și ei totuși trezesc cu oamenii, mai apasă niște butonașe și învață pe oameni și aia care vor mai mult și mai profan, merg mai departe, până mi-am dat seama că nu este adevărat. Majoritatea oamenilor care s-au băgat în educație sunt niște habarniști, sunt niște lăutari care cântă după auz vorba lui Petre Nicolae, nu sunt muzicieni, habar n-au pe bune ce se petrece acolo și literalmente îi încurcă pe oameni, pentru că eu lucrez acum cu niște oameni. Lucrez după alții care le-au băgat în cap tot fel de concepte, tot fel de idei, tot fel de chestii abstracte, mai spirituale, mai din psihologie, care nu au logică elementară, dar sună foarte bine. Da? Și cartea asta îmi doresc să fie un statement, cum zice românul, adică s-o pot trânti pe masă și să spun, bă, nu mai aveți scăpare, adică lăsați-mă cu bălării, uitați-vă frumos pe schema asta, e matematică, e foarte, nu mai aveți ce să comentați. Lăsați-mă cu toate bălăriile din zona asta abstractizării și conceptualizării. Așa funcționează lucrurile. Și dacă cineva, chiar aveam printre primele capitole, aveam legat de rezultate, o frază care sper să dea palpitații la multă lume când o să o citească. Fraza sună în felul următor. Imaginează-ți că tot ceea ce ai în viața ta
Este rezultatul eforturilor tale. Tot ceea ce nu-ți place, tot ceea ce nu-ți dorești, este rezultatul eforturilor tale. Și am de gând să mă duc în zona asta foarte asumată și foarte concretă, în care nu mai avem scăpare cu karmă, cu totul este cu un scop, dar cu siguranță există în chestia asta și o logică. Așa e, logică foarte simplă, asta faci, asta primești. E foarte simplă logica și explicată până jos la nivel de convingeri subconștiente și până la partea asta de asocieri subconștiente, convingeri, dar toate clarificate așa foarte, foarte curat, să zic așa, fără speculații, fără abstractizare. Și asta m-a îndemnat și asta m-a pornit, să zic așa, m-a stârnit să scriu cartea, pentru că sunt sătul de toți semidocții care au senzația că pot lucra cu oameni doar pentru că au vorbit cu vreo 2-3 și aia le-au zis că simt că mă înțelegi și simt că m-ai ajutat foarte mult prin discuție. Nu știi, Codruța, cât am auzit chiar prieteni de-ai mei sau diverse persoane în jurul meu care spuneau: vreau și eu să ajung, vreau să lucrez cu oamenii, pentru că lumea îmi spune că postările mele Facebook îi inspiră și că simt așa că îi ajută, și atunci vreau și eu să lucrez cu oamenii și cred că o să mă duc în zona asta de terapie și de coach. Vorbim de niște copii, că nu pot să spun altfel, la 25 de ani, care n-au avut încă timp să-și clarifice cu funcție superioare creierului ce înseamnă nimic, dar deja simt nevoia să ajute pe oameni. Și atunci această carte o să fie un ajutor pentru cei care sunt pasionați de dezvoltarea personală, ca să nu mai fie atât de departe înspre evoluție personală. Eu cred că cartea asta va folosi foarte mult pentru cei care fac un scop al vieții lor, nedeclarat, dacă vrei, să se autosaboteze. Și spun ei: mamă, acum m-am autosabotat, și parcă simt și o bucurie așa că s-au autosabotat, știi? Îi scoți cumva din zona aia și îi duci da, să-i orientezi spre altceva. Mă, uite, mai avem vreo 5 minute la dispoziție. Care ar fi concluzia? Da. Ziceam că mai avem vreo 5 minute. Concluzia ar să fi vedem. Că nu aveți nevoie de toate cărțile și toate. Concluzia este că nu ar trebui să mai citiți toate cărțile și nu trebuie să mergeți la toate cursurile, ci trebuie să luați niște informații, să le puneți în practică și să începeți să vă dați seama de limitele pe care le aveți, apropo, să nu ajungeți în burnout, să vă dați seama de șabloanele emoționale pe care le aveți, ca să nu mai fiți în luptă cu ele, ci să le rescrieți, ca să nu mai trăim în această luptă cu autosabotarea, ci să ne împrietenim cu propriile mecanisme, care sunt niște fenomene biologice foarte normale și foarte care sunt construite în interesul nostru, și făcând toate acestea să trăim și noi o viață în care suntem mai împăcați un pic, ne bucurăm și noi de rezultatele pe care le obținem, ne bucurăm de relațiile pe care le construim și nu privim toată viața ca fiind o luptă pentru dezvoltare și o alergătură din asta, o cursă pentru dezvoltarea noastră și pentru banii pe care îi facem din dezvoltarea noastră, că am văzut foarte puțini oameni care să nu aibă ca o consecință undeva așa mai departe, până la urmă, banii și nu altceva. Eu foarte puțini oameni am văzut care pe bune vor să se dezvolte pentru evoluția lor și nu pentru că evoluția lor îi duce într-o zonă de confort financiar sau confort de nivel de trai. Da. Fain, fain spus. Indiferent cum s-o numi cartea pe care tu o scrii acum, care va fi titlul ei, că e cel pe care ni l-ai spus la începutul emisiunii sau nu, eu cel puțin sunt nerăbdătoare să o citesc. M-ai strânit curiozitatea cu acel cadran al, cum se numea, cadran al cadranul autosabotării. Interesul deja există cu siguranță și la cei care ne urmăresc. Să ne anunți, te rog frumos, când apare. O să dau un link aici pe Facebook pentru cei de la TV, eventual o să anunțăm altfel, dar cei care ne urmăresc pe Facebook o să primească un link de unde o pot achiziționa. Îți mulțumesc tare pentru prezența din seara asta. Mi-ai schimbat mie viziunea asupra autosabotării într-un mod radical. Nu așteptam la, nu să spun, la felul ăsta de a privi lucrurile. Și da, ai dreptate, am recunoscut foarte multe din, cum să spun, din sentimentele mele și din
emoționalul meu, care se manifestă așa cum ai spus tu, și eu tot timpul am avut senzația că mă autosabotez. No, îți mulțumesc tare pentru asta. Sper să fie de bun augur, dar trebuie să mai exersez, așa spune, cum spuneai tu. Mi-a plăcut foarte tare diferența pe care ai făcut-o între dezvoltarea personală și evoluția personală. Și despre acel mindset de care te-am întrebat la un moment dat. Mersi tare mult, Zoltan. Mi-a făcut mare plăcere să îmi fie alături. De-abia aștept să ne mai revedem. O să mai vorbesc cu Ana și vedem ce subiect mai alegem pentru discuțiile noastre. Ea e punctul nostru de legătură. Tu fiind foarte ocupat, nu apuc să vorbesc cu tine tot timpul și atunci prin Ana transmit tot felul de mesaje. Tot prin Ana le primesc înapoi. Îi mulțumesc pentru asta, pentru că este mesagerul dintre noi. Zoltan, baftă să ai! Alte cărți în afară de asta mai ai în vizor sau așa undeva în viitor? Da. Da, mai am. Anul ăsta vreau să scot trei cărți, de fapt, sisteme de inteligență emoțională și să scot din capul oamenilor odată și pentru totdeauna faptul că știu ce înseamnă inteligența, nu știu ce înseamnă inteligența emoțională, să iau câteva sisteme. Chiar am de gând, nu știu dacă apuc anul acesta, dar vreau să-mi fac certificări în mai multe sisteme de inteligență emoțională și să scriu o carte despre ce înseamnă în viața de zi cu zi inteligența emoțională, nu teoria de pe net, ci definiția de pe net. Respectiv despre relația de cuplu vreau să fac ediția a doua sau nu știu, volumul 2 aș spune la De ce iubirea nu-i de ajuns, care a fost acum câțiva ani am scos, dar de data asta vreau să mai adaug niște ani de experiență. Asta am mai... și eu cartea, e acolo. Ce drăguț. Mulțumim tare. Zoltan, ne auzim, acum suntem în februarie, în martie? În martie putem să ne auzim. În martie avem pre-lansarea, cum ar veni, undeva, am zis, în a doua săptămână din martie o să știm deja cam când o să apară, că mai am multe, multe lucruri de scris din tot ce am povestit. Îți doresc inspirație și multă baftă și să ne Mulțumesc. Revedem cu bine. Să fii sănătos și să-ți duci toate planurile până la final. O să o faci, că ești un tip foarte perseverent și nu te lași așa cu una, cu două. Noi am putea învăța foarte multe lucruri numai privindu-te și numai aflând ceea ce faci tu și felul cum acționezi tu în direcțiile pe care ți le propui. Eu admir lucrul ăsta. Și am momente când n-am chef să fac ceva sau nu știu, renunț la câte un proiect și atunci mi-aduc aminte de tine și zic, mai oare chiar trebuie să renunț sau mai trebuie să insist un pic, că uite Zoltan ce bine se mișcă, cum înoată în ape limpezi și eu parcă mă împotmolesc în ceva mocirlă. Da. Da. Deci pentru mine ești un exemplu și îți mulțumesc pentru asta. Încă o dată, mulțumesc mulțumim și eu pentru apreciere și cu recunoștință și să ne revedem cu bine. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit în seara asta, sper că v-a folosit tot ce ați auzit, sper că puneți și în practică tot ce v-a povestit Zoltan și până una alta o să ne povestiți acolo pe Facebook, o să dați niște comentarii referitoare la rezultatele care le aveți punând în practică ce ați auzit de la el. Să ne bucurăm și noi. Toate bune, ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, o seară faină și o noapte liniștită. La revedere! Cine ești, ce ești și ce-ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.